În a doua decadă a lunii august, toate structurile de poliție cu atribuții pe linie de circulație rutieră din Sălaj au executat acțiuni punctuale pe linia respectării regimului legal de viteză cu dispunerea aparatelor în cascadă, în principal pe tronsoanele de drumuri publice pe care au fost înregistrate evenimente rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză. În cadrul acțiunilor desfășurate s-au utilizat toate echipamentele video și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospecialele unităților de poliție rutieră și ordine publică, înregistrările realizate urmând a fi folosite ca probă în cazul eventual lor contestații. Acțiunea a avut ca scop reducerea numărului de accidente rutiere și a consecințelor acestora determinate de încălcarea normelor rutiere privind regimul legal de viteză, precum și conștientizarea opiniei publice asupra dinamicii și consecințelor accidentelor rutiere produse pe acest fond. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, cu această ocazie au fost aplicate vitezomanelor peste 1000 de sancțiuni contravenționale. Tot în această perioadă au fost reținute șoferilor care au depășit limita legală de viteză aproape 20 de permise de conducere. De asemenea, la regimul circulației rutiere au fost constatate 50 de infracțiuni. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul IPJ Sălaj, numai în cursul acestui an, pe raza județului Sălaj, s-au produs 88 de accidente de circulație grave, soldate cu 11 morți și peste 100 de răniți grav. 20 dintre acestea au fost produse din cauza vitezei, în care 4 persoane și-au pierdut viața și alte 26 au fost rănite grav. Pentru a preveni evenimentele nedorite și pentru a nu deveni victima vreunui accident rutier, Inspectoratul de Poliție județean Sălaj recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să acorde o atenție sporită pietonilor. De asemenea, polițiștii reamintesc șoferilor că depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la condițiile de trafic reprezintă unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice.